Ambasada Germaniei la București a reacționat după ce Darius Vâlcov, consilierul premierului, a sugerat că Forumul Democrat al Germanilor din România ar fi nazist. Condamnăm ferm orice formă de discriminare, defăimare sau dușmănie față de minoritatea germană și față de oricare altă minoritate din România. Acuzațiile de felul celor formulate în ultimele zile sunt lipsite de orice fundament și pentru ele nu există justificare. Le mulțumim celor care au luat hotărât poziție împotriva acestor acuzații. A transmis Ambasada Germaniei într-o postare pe Facebook. Reacția reprezentanței diplomatice vine după ce Darius Zvulcov, consilierul premierului Viorica Dăncilă, a postat pe Facebook imagini în care asocia în semnele Forumului Democrat al Germanilor din România cu Svastica. În ultima vreme și alți oameni politici de la putere au făcut declarații la adresa poporului german. Ministrul Muncii, Liaul Guța Vasilescu, a afirmat într-o discuție despre protestele din 10 august că președintele Claus Iohannis nu ar trebui să vorbească despre Gazare pe motiv că este etnic german. Fostul ministru al Educației, Liviu Pop, a declarat la un post de televiziune că Forumul German ar fi continuatorul grupului etnic german, o organizație nazistă.